zburăm, iar sfinții ne-ară bizuim. Noi limba noastră nu adâșim, nu nărea și ni s-a zburăm, iar sfinții fug ne-ară bizuim. O lăi pap, eu voi să vreți nu-i cunoșteau, nu știu care-a seara mai bine și Crăciorii cându-ți... Bienvenit! Azi vedem, așteptăm și invitata noastră, doamna doctor, care este pe traseu azi. Și a văzut mai două, trei zboară care le-a văzut aseara la București, care le știm și noi. S-a văzut maș de ghine, ghine vine, tu zbânează armănamea și daima de atom. Acum, domnule, mai zică, avem un... Să-i prezint un heam pe domnule deputatul George Șișcu. Zicem de armănul nostru, de fapt, tu sunt armâni, așa că de George, altul George Șișcu și Inger. Zicem de Michael Godu, așa, domnul Gulene Mihai și domnul secretar general al Consiliului Județean. Mai multe, alas, până zină, doamna doctor, puteți, îmi cheamă că vine, stățesc câteva zboară, adică nu... Hai, care, pe rândul, hai, care e? Hai, tine, hai. Hai să zic eu pot avea, primul rând, să știți că e o bucurie mare, o mireache mare, am că fiu oață cu voi. Și ca fioare, eu eram cu toată lumea și cu toată armânia, eu eram, îmi mândream că fiu anul. Aveam două lucruri care ziceam, eu fiu și ții fiu. Și un mare, mare mirate de mine și eu avați cu voi. Și să știți că toată lumea care ascultă muzica noastră știe un lucru, că piesele noastre sunt de suflet tot. Sunt o piese frumoase de dragoste și de, și de jale în uneori, dar majoritatea 90% sunt de dragoste. Și noi suntem un popor care ne place foarte mult și foarte sensibil. Încă o dată vă zic că nu trebuie să ne chirem zborul, nu trebuie să ne chirem obiceiurile și de daima când ne vedem, parcă nu cunoștem. Când îl ved un om, zic, aici iar mână, cel puțin au ușii, când îi vezi, Constanța, Bucurii, măi, dacă ești într-o zonă, zic, aici tu iar mână. Deci, cumva ne deosebim, avem trăsăturile noastre comune. Nu voi să zburăsc cu multul, că sunt alți oameni mult mai pricepuți ca mine și voi să vă zic doar multă sănătate, Hristos a înviat, simt daima de adun și să ne bucurăm împreună. Doamne ajută! Vă la las pe asta, deputat. Că începând grântoară, nu mai de năsim, știți cum e, când era o mare vot, doi politicieni să spargă lucrurile, dar nu. Nu vin tertari maveti, vinem că fim călisiți și daima fim bucuroși să onorăm aici un fel de invitație. Să știți că eu și colegii mei fim în politică implicați și vă zic doar un permit din place care se întâmplă în ultima perioadă din o lege viitoare și adram listele cu consilieri. Și pentru Consiliul Județean am zis eu listele, că eu candidatul. Și pe la 10, jumate noapte, mi sună Michael Gudu și zice, băi, lucrurile nu spuneam, că zice, în primii 12 și 8 armâni, zice, mai răspundea ea că... Răspundea ea că nu mai puteam să gândim. Așa că, daima, cum ziceam, chem bucuroși să prezentăm, de câte ori chem invitați și eu mândrie și noi, că eu ne-am și noi, cum ziceam Mihai, în alăvdeam pe chemă armâni. Să Dumnezeu să ne aflăm lași la cătări mălbeți și să ne aflăm bunile, să vă da Dumnezeu sănătate, minte bună, zile luminate și nopțe sirini. Doamne ajută! Nu cred că e nevoie de telefon.
Am zburat cu matari, nu-i nevoie de microfon. Bună ziua! Mi hărsesc cu siu Azawa de adun cu voi și de câte ori intru tu localul estu, tu sediul estu al Armânamii, mi încearcă și niște emoții, pentru că niția mei și ficiorul și fiata au început cu dansurile, au zburau cu alanță cilimeni și cafeoară când îi naua, hioașiții. Mi-aduc aminte de tora zații ani în urmă. Bun, chiar dacă marele meu l-auzeam cu Zora, cu Zorea prota oară, că ca ficiora și cum este, nu prea cu dansurile, cu jocul, însă tora ia cățăchinii. Când îți duți pe la nunță, pe la petreceri și știi, îți dansează pamporea, hara o mare, da? Bravo lui. Bun, nu vă ținem prea mult noi cu discursurile, într-adevăr, ți-a zis George din Avra și astea. Noi ținem foarte mult la armânia noastră și ne hărsim să avem tot timpul în față. Și vedeți că la Tulcea cam așa se întâmplă. Him un și un armân, him toți de adun și reprezentăm comunitatea și pe alanță, evident că nu him doar aleși de comunitate noi, dar cel mai important lucru este că reușim să ne adunăm la actări evenimente și cel mai important este să armânem daima de adun. Sănătate și să ne vedem mai la actări lucruri. Hai, domnul vice. Și eu mi-i hărsesc cu modul SEO Dumnezeu de atâța mânci, de atâța cilimeni, cum ziceau și soția mei, vă snățânem, simt daina de atunci, snățânem adețile și simt mai mă mâini. Să dăm exemplu tu armânami și tu români. Da, bună seara, Ghini Vaplai. Hristos a înviat. În primul rând, vreau să mulțumesc cu domnul Popescu din Filiseara care mi-a dat de la seara. Mare onoare trimine și eu cu familia, cu soția, cu fiata. Insistă să lățăm și taifa. Din păcate, spre rușinea mea, ca să zic și nu vinim prea des la evenimentele astea. Dar cu promisiunea că de voași în loc, cred că vă ținim. Și așa cum ați vrea și noi, putem să adrăm noi autoritățile publice, ceva mai mult, tu știi comunitate, chiar vără program, ați vrut din niște costume și poate la anul vără program cultural să putem sprijinim și noi autoritățile locale comunitatea ca unul. Mulțumesc mult și dai mă simt de adun. De oași în bochii a noștri. Și întâi voi invita grupul de copii Nicu Armânici, Micul Armânici, ca să deschidem cumva festiv această seară. Vas Apolhim, cântăm cânticul armânesc cu noi, Hima Armâi, Armâi din Vărchiroc. Care știți cântă cu noi. Și care îți vas mută imagine? Noi, Hima Armâi, Armâi din Vărchiroc, Marcut Armâi, vas fi deaua și-n plou. Noi limba noastră mată și-n lună, iar și nisva zburând, iar sfinții fugdiană pizuind. Noi limba noastră noagă și lună, iar și nisva zburăm, ce-nții fug de iană prinzuim. O lăipa, eu voi să treci ceva, turnindu-o armâna mea cum băna, căciorii cându-s Iisuseau, pitea chinului cunoșteau, nu știu care-a seara mai bine așa. Cărciorii cându-s Iisuseau, pitea chinului cunoșteau, nu știu care-a seara mai bine așa. M-au zis și oi bo-bo-bo-bo, cum bană chiar la lui Dumnezeu, ca când a rănit în la ori, în starea țântul Vârchiroc, și mânai ca strecul Andriot. Ca când a rănit în la ori, în starea țântul Vârchiroc, și mânai ca strecul
Pentru că s-a vorbit armonia, știi? Aș vrea să vorbesc și românește și să mulțumesc tuturor celor care au răspuns prezent astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit într-un număr atât de mare și promitem să avem momente frumoase împreună, după cum spuneam, să nu uităm că aniversăm mai multe lucruri. 23 mai ziua românilor, de pretute peste tot. Astăzi, 24 mai, acest eveniment este dedicat inclusiv acestei zile. Și mai avem o surpriză pentru mâine, 25 mai, pe care o să o spun la timpul potrivit. Aș vrea să mulțumesc în mod deosebit câtorva persoane, să spun așa, și nu numai. În primul rând vreau să mulțumesc și să salut Pareia Daima de dansatoare, fetele noastre care ne-au reprezentat ieri la București, la Ziua Națională a Armânilor, cu o frumoasă suită de dansuri, au fost foarte apreciate. Pareia Daima, coordonată de Maria Olteanu. O să aveți ocazia să le vedeți și în seara aceasta. Și vrem să le mulțumim din suflet pentru efortul și sacrificiul pe care l-au făcut. Să știți că ele s-au întors azi noapte la ora 3 dimineața de la București. Apoi aș vrea să mulțumesc seniorilor noștri, fără de care multe lucruri nu s-ar fi putut făcut aici la comunitate. Domnului Constantin Popescu, în mod special, care indiferent de trecerea timpului, va rămâne prezidentul de onoare. Vreau să mulțumesc domnului Mihale Vulpe, care a soțit ieri grupul de copii la București, și pentru că nu a fost ușor, unul din oamenii de bază ai comunității, noi suntem oamenii din umbră, să zic așa, domnului Gheorghe Gheorghe, care se ascunde pe acolo prin spate, pentru toate eforturile făcute, pentru toată susținerea, pentru că nu ne-a lăsat niciun moment, indiferent ce am avut nevoie, dumnealui a fost prezent. Aș vrea să mulțumesc la două mame speciale. În primul rând, mama Corina Cică. Efectiv, îmi dau lacrimile. Corina, pentru tot ceea ce ai făcut. Dacă vrei să o iau cu surpriza, atelierul de Ziua Femeii, când ai lucrat cu copiii și s-a făcut acest afiș în care fiecare copil a scris pentru noi, femeile, mesajul lui, a fost un atelier organizat la Corina acasă, de care noi n-am știut, și alte lucruri de culise și alte surprize. Bineînțeles că și Corina nu putea să nu meargă la București, să se întoarcă și ea la 3 dimineața cu autocarul, ca astăzi să fie prezent aici fresh, ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Pentru tot sufletul pe care îl depui, pentru tot ceea ce ne inspiri și pentru că mereu spui prezent la toate planurile, să spun, pe care vrem să le punem de acum în aplicare, știi foarte bine la ce mă refer, la anumite ateliere pe care vrem să le facem cu copiii, să învățăm să fac copii, dar armonească, o să facem aici. Nu, nu, vreau să știe oamenii, pentru că așa ne vor susține și să știți că avem de gând să inițiem și câteva cursuri de limba armonească scrisă corect gramatical. Dacă o să avem susținerea și o să existe voință, vrem să învățăm să scriem corect, așa cum trebuie și nu cum citim pe Facebook și cum am auzit după ureche. Să ne ajute Dumnezeu și o să arătăm aceste lucruri pe care le facem. Aș vrea să-i mulțumesc unei alte mame, Mari Mergeane, pentru care nu mai am cuvintele de prisos și nu pot să vă spun, Mari are hernie de disc abia stă, a zis că ea astăzi nu vorbește, dar asta nu este un lucru de lăudat că a venit absolut în fiecare zi și aseară și alaltă seară pentru a face aici decorul, pentru a lumina puțin locul, am avut niște lucruri de făcut așa ca între femei, deja a fost prezentă tot timpul. Și, nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc copilașilor noștri de la grupul Pareia Micul Armânici, Niclu Armânici, pe care îi vedeți și dumneavoastră că îi ducem și încolo și încoace, peste tot pe unde este nevoie și o să-i mai ducem și la zilele interetnice și la zilele dulcei. Fetele de la Pareia Daima vor merge inclusiv pe 14 iulie, da? La
cu un număr artistic la o tabără de creație susținută de sau organizată de Asociația Poeților și Scriitorilor din Tulcea. Doamna Olga Grigorov se ocupă și ne vrea acolo cu un număr armânesc și o să mergem. Acolo sunt poeți din toată țara și nu numai din țară, ambasadori și fel de personalități culturale. Pentru noi este o onoare că ne-au văzut, că asta vrem, să fim văzuți, și apoi se va decide dacă vom fi sau nu vom fi chemați. Dacă vom fi chemați, vă vom lua după noi. Aș vrea să invit pe Luiza. Se apropie momentul să meargă băieții să o aducă și pe invitata noastră. Încă. Vreau să o invit pe Luiza și pe George să ne spună câteva vorbe despre 23 mai. Ce este 23 mai? De ce 23 mai? Ziua Românilor? Ce înseamnă acest lucru? Pentru că să știți că mulți dintre noi nu știm. Sau poate nici nu ne-am întrebat de ce se sărbătorește pe 23 mai Ziua Românilor. Mai avem un. Duhuți oaspeți, noi Him Luiza și George Gică și Bă Hristu simt că venit azi, a namisa din noi, dar eu tu simt de-a dunai mamalii panaiul armânescu. Și 13 din mai, unânii n-au sutii simții, sultanul Abdul Hamid, deftelu, de-a de unui radei, pe care armânii era păi cunoscuți de prota oară ca un miletia horia, tu amigăria otomană, și li se dea de gătut ea îndreptoriți le avea alant de mileți. Iradeia fu iugăpsită pe 9 mai și tipusită pe zații mai eta vechi, ică 13 din mai eta nou. Stimați invitați, vă mulțumim că sunteți astăzi alături de noi pentru a celebra împreună cea mai mare sărbătoare armânească. Pe 23 mai 1905, sultanul Abdul Hamid II a dat o irade prin care a românii erau recunoscuți pentru prima dată ca un popor distinct în Imperiul Otoman. Și li s-au conferit toate drepturile pe care le aveau celelalte populații din Imperiu. Iradeaua a fost semnată pe 9 mai și tipărită pe data de 10 mai 1905, stil vechi, sau 23 mai, stil nou. Însă, mai multe despre ceea ce vom vedea și asculta în această seară minunată, ne va spune în continuare doamna Corina Elena Badea. Tu rog, zilele cu lună,
pentru, o să strângem statuile, pentru a le admira, a le vedea și a le admira cât de frumoase au fost ieri la București, câte lucruri, câte, ce coreografie, mă iertați, au reușit să realizeze într-un timp atât de scurt. Și vreau să știți că în spatele acestor frumuseți stă o muncă asiduă și un sacrificiu. Un sacrificiu în sensul că vii și îți petrești tipul aici la repetiții, pleci pe drum, te întorci, în loc să te duci cu prietenii, poate să te distrezi la discotecă undeva sau în alte locuri poate mai frumoase. În aplauzele dumneavoastră, invit Pareia Daima cu Maria Elena, coregrafa noastră. Cu șamia roșalena,
ciuda. Știu că da, dați la picula, Lena nu șuda. Opa! Opa! Aplaudăm încă o dată ținuta acestor fete, seriozitatea lor, zâmbetul lor, atitudinea lor în timpul dansului. Ca să nu mai vorbesc de profesionalismul lor. Și acum a venit momentul să vă prezint pe invitata noastră specială, care nu a venit singură, a venit și cu mama ei. Mihaela Seșelana. O mare surpriză, chiar nu mă așteptam. Da, este o idee excelentă, mai ales că nu sunt departe și de, nu suntem departe nici de ziua mamei și nici de sărbătoarea care o să urmeze, în afară de sărbătoarea de ieri, ziua Românilor, și sărbătoarea de astăzi, pe care vrem să o ducem la bun sfârșit cu lucruri frumoase. Mihaela, te rog să iei loc. Bună seara tuturor! Mama nu putea să lipsească de unde scrie Machidon sau unde sunt Machidonii, că e România, că e America, trebuie să fie prezentă și o la fel. Sunt foarte emoționată. Cred că mai emoționată decât când am plecat din România sau când ne-am dat toate examenele și mă bucur tare, tare mult pentru prima dată și eu acasă. Deci am crezut că sunt acasă în București, în Constanța, când m-am întors în toamnă, dar tot aici eu acasă. Acum sunt între machinării mei. Ce să spun? Nu știu cu ce să încep. Deci, ea este doamna doctor Mihaela, pe care când am cunoscut-o, am întrebat-o întâi ce nume aveai de domnișoară? Butcaru. Deci, ești din Cogelac. Asta a fost discuția noastră când ne-am văzut prima dată, fără să ne cunoaștem absolut deloc. Mihaela, hai să începem interviul. În primul rând, deci, putem vorbi și românește și armânește, cum ne vine. Eu vorbesc și în limba română pentru că vreau să înțeleagă și prietenii noștri români care sunt tot timpul lângă noi. Deci, te-aș întreba așa, unde te-ai născut? Cogălnicianul de Constanța, doar ce-am trecut prin Cogălnicianul de Tulcea. Da, m-am născut în Cogălnicianul, bineînțeles în Constanța, în mijlocul Machidonilor, sunt macedoneancă. Am făcut liceul, vreau să vă spun... Acolo, la Constanța? La Constanța. Am făcut liceul sanitar, mama spune că vroiam să lucrez în domeniul medical înainte de a mă naște. Am vrut întotdeauna să lucrez în domeniul medical. Părinții mei, deci tata e undeva acolo sus și ne vede și cred că e foarte, foarte, foarte mândră. Sigur, este foarte mândră. Întotdeauna am zicea, toartă acasă, hit între străini. Și eu îi răspundeam, în jungla din România, cum să mă întorc? Și m-a adus acasă. Deci m-a adus acasă după atâția ani. Da, despre asta o să vorbim mai târziu, că am această curiozitate. Voiam să te întreb așa, deci tu ai făcut școala în Constanța. Vreau să întreb ce legătură sau cum a fost copilăria ta? Unde ți-ai petrecut-o? În Constanța, la Cogălnicianu, la unde?
pe străzile și mocirile din Cocălnicianu, pe Cățărată, pe Pom și prin vecini, acolo mi-am petrecut copilăria. Ne-am mutat în Constanța când eram clasa a patra. Sigur că toate vacanțele erau la mama și la papu, că acolo am crescut. Muma m-a crescut, bineînțeles. Maia mai puțin, Maia mea. Da, asta voiam să te întreb. Ai crescut la bunici, mergeai vara la ei în vacanță, cum mergeam și noi, că și eu mergeam vara în vacanță la Cogealac și acolo am învățat limba fără să mă învețe nimeni. Toți vorbeau și a trebuit să mă descurc. Da, eu am învățat macedonește înainte de a ști limba română, m-au crescut bunicii, da, ne-am petrecut toate vacanțele la bunici și mi-aduc aminte, apropo de papul meu, m-am mutat în clasa a patra, se dădea admiterea aceea la liceu, am făcut liceu sanitar și eu am stat la țară și am învățat cât înainte de examen și după examen, mi-am luat examenul, nu m-am dus acasă și papul, care nu știa carte, nu știa nimic, a luat așa troleibuze, autobuze, singur, cum a fost și a venit, fiata al papu, țifățești. Și mi-a dat, mi-aduc aminte, și 100 de lei, deci a fost atât de impresionant. Eu am uitat să mă duc înapoi să le zic că mi-am luat examenele, bineînțeles. Deci da, crescut cu papu și cu mama. Te înțeleg perfect ce spui, că și mama care se trăgea din Cogealac și iar părinții ei aveau două clase, trei clase, se ascundea în căpița cu fân ca să învețe pentru medicină. S-a dus și a dat admiterea la facultate la Iași, unde a și intrat. Și îți dai seama că beata Maia, mama ei și papu, habar nu aveau cu ce se mănâncă latura aceasta și nu înțelegeau de ce. Ea se ascundea de ce? Că voiau să o trimită cu oile la păscut. Și a lăsat oile, se ducea în căpiță unde avea cărți, de unde își făcuse rost, ea știe. Și cam așa erau bunicii noștri, dar să nu uităm, aveau un suflet deosebit, o inteligență nativă ieșită din comun, care bate orice educație, orice școală. Și este părerea mea o trăsătură a armânilor. Deci, dacă mă uit în jurul meu, nu cred că văd un armân care să aibă, nu știu, să nu aibă calitățile acestea de a se descurca, de a se mișca, de a ascensiona, chiar la nivelul lui, chiar dacă este cioban sau chiar dacă este intelectual. În domeniul lui excelează. Nu spun eu, spun alții treaba asta. Ce îți mai aduce aminte din copilărie? Ai frați, surori? Da, deci eu sunt cea mai mică, sunt și fată, deci am doi frați mai mari, unul a murit la naștere, dar doi frați mai mari și eu când m-am născut și i-au spus tatălui că e fată, e fiată. Și toată viața i-am amintit cu, hai stai tine, cu fiata, unde sunt băieții? Deci am crescut într-o familie de machidoni, unde bineînțeles băieții erau ficiorii, eu eram cea mai mică, pe mine nu mă băga nimeni în seamă că eram cu cartea, tata nu știa ce clasă sunt. Chirături? Da, bineînțeles. Mama îmi spunea că nu vă timăriți floară, nu vă tie văr, că nu știu să vă spun că nu știu să gătesc, că am urât bucătăria, am urât, nu știu să fac pită, nici în ziua de azi. Dar cred că îți spunea ce să o mănânci. Aoleu, am văzut pozele și mă gândeam cum ajung mai repede la Tulcea, nu în fața oamenilor, în fața pitei. Da, deci, bine, așa am crescut cu o copilărie frumoasă, care mi-aș dori să o ai pe toți, nu numai machidonii toți. Acum toată lumea cu computere și cu, din păcate. Dar vreau să vă spun că o să ajungem acolo, băieții mei gemeni, născuți, prima limbă care am învățat-o a fost macedonește și asta înseamnă. Da, am vrut să te întreb mai târziu, dar dacă tot ai spus treaba asta, dacă copiii tăi sunt legați de lumea armânească dacă vorbesc macedonește. Prima limbă, s-au născut în America, îi cheamă și Hristu, Cristian și Nicolas, așa am vrut, deci numele Sfinților, nu mai un nume, i-a crescut Maia cu papu și au învățat macedonește și acum, apoi au învățat românește, deci au venit și socrii și acum sigur vorbesc engleză perfect, dar dacă îi întreb, într-o zi încercau să traducă la nepotul meu și ziceau, a, cum se zice scream în engleză, zice în română, și Cristi zice, schilește! Așa se zice în română. Vorbeau pe niște români. Mama, nu zici schilește în română? Vorbeai macedonește. Da. Deci da, i-am învățat și... Dar știu și limba scrisă sau numai limba nu, mobilă? Nu știu limba scrisă. Nu. Te întreb asta pentru că nici noi nu știm limba scrisă. Iar dacă am învățat-o, am furat-o dintr-o parte și din alta. Uneori stăm cu dicționarul pe telefon ca să scriem corect un cuvânt simplu, care practic
ar fi trebuit să-l știm și spusesem mai devreme până să vii, chiar ne gândeam să inițiem niște cursuri de limba românească scrisă, pentru că mi se pare decent și de bun simț să știm lucrul acesta corect. Da, aș fi primul elev. Nu știu să scriu, dar acum sigur că înțeleg că citesc macedonește, dar mi-ar plăcea. Mă cheamă, Ușor, îi dau la bișmiesi din Mariela. Ia zi-tare, mie îmi plac foarte mult copii. Sunt deci, ficiorile ale Mihaela. Două perechi de cumbuloi, ficiorile ale Mihaela. Uaa, ce frumos! Era cât pe ce să vină. Dar nu știu ce festival este prin Mamaia, nu știu ce, și lui nepotul meu. Că vreau să-i aduc. Noi le-am vrea simte ei. Ziceam ca să nu știe. Mendoia că poate va zină și ei și ți-a simt... Ce frumos! Mulțumim frumos! Aba, le dau și v-ați fac poze cu ei, da? Uite, o să-i sunăm după aia, împreună. Mulțumesc, mi-ar place. Bun, și anii au trecut. Ai terminat liceul sanitar. Și după aia ce ai făcut? Nu te-ai măritat ca orice armână care se respectă imediat? Eu, mama îmi spunea că nu o să mă mărit niciodată, că nu uram mâncarea, uram bucătăria, uram tot. Am terminat liceul sanitar. Am fost șefă de promoție în clasa 8, dar șefa promoției în liceul sanitar. Tata nu știa ce clasă sunt, nu știa că m-am dus la facultate, nu știa nimic. Tata are 4 clase primare, mama are 2, de ce? Tata, da, eu l-aș fiata acolo tu facultate, va să spargă fiata acolo. Da. Și am plecat apoi la facultatea de medicină, am făcut în București, în Carol Davila, am terminat Carol Davila. Între timp, am intrat pe vremea comunismului, după aceea a căzut comunismul. Când erau 15 pe loc la Iași, când am dat eu. Da. Și plecase cu 23 și mi-era rușine ce medie mică am luat la 15. Da. Nu intru în asta, dar mi se pare că atunci era școala adevărată, dar nu sunt în măsură să zic. Nu, poți să spui lucrul ăsta. Da, că suntem de acord și cred că toată lumea... Pentru mine poate că sunt un pic critică, pentru că e un gaur așa de 24 de ani. Plecat în America și am venit după 24 de ani și văd diferențele de atunci și acum. Deci nu comentez politic, nu mă interesează, nu sunt implicată nimic, dar școala adevărată era atunci. Atâta pot să spun. Nu generalizez, sigur nu, nu că generalizez. Și printre copiii noștri sunt foarte buni și eu am o rezidentă care învață, dar vine, dar mi-a spus că în 2 zile i-a învățat mai mult cât a învățat în 4 ani la Marius Nasta. Păi deci asta spune totul, da? Când e examenul? Da. Așa că, da, și ai mei părinți au plecat, a trecut granița, tata cu fratele meu. Sigur că erau vremuri foarte grele, tata era șofer pe tir, mă rog, șofer, au plecat, n-am știut de ei, cum era pe vremuri, ne-a lăsat pe un frate mai mare cu mine și cu mama acasă, cu Ogălnicianu. Nu am știut, e o poveste tare, tare frumoasă. Am zis că atunci când mă pensionez, o să scriu o viață. N-am știut de ei, au trecut granița, în final au ajuns în Grecia, au ajuns la rudele noastre. Este bine să scrii aceste lucruri pentru că foarte mulți dintre noi nu cunoaștem istoria bunicilor noștri. Niciodată sau foarte târziu am aflat de ce au venit din Grecia, cu ce au venit, care a fost motivul, ce s-a întâmplat. Odată acum avem posibilitatea asta să înșirăm. Dacă un popor nu contează sau, mă rog, fără istorie nu are identitate. Deci nu este foarte rău când ne cunoaștem istoria. Nu noi, toți. Și ascultam chiar mulți care vorbeau acum. Da, deci știți, o să ajung și acolo. Dar am spus-o întotdeauna. Mulți mă întreabă de ce m-am întors din America și am eu o vorbă, nu știu dacă i-am spus-o lui Corina. America mi-a dat viața, dar mi-a luat sufletul. Deci asta descrie foarte bine. Deci America e luxul de pe pământ. Nu o spun, dar 4 specializări, am condus toate secțiile, toate spitalele. O să le spui pe rând. Da, dar da. Deci și vă spuneam, tata a plecat în Grecia, eu eram studentă, a plecat cu fratele meu, am aflat de ei că trăiesc în final. Bineînțeles că la orice familie, mama nu a putut să-l părăsească, trebuie să ducă după soț, oriunde e. Au plecat, iar eu eram studentă și am zis, eu nu plec. Eu sunt în România, sunt studentă la medicină. Și în final familia s-a reunit după multe. Tata a plecat în Canada cu fratele meu, cel mic. Mama cu fratele mare au plecat în final în Grecia. Fratele mare s-a întors în România să stea cu mine. Mama i-a urmat în Canada. Eram la un moment dat, eram studentă și n-am să uit, scriam o familie împărțită în 4 colțuri ale lumii. Exact o poveste de viață. O poveste măștă de întrerup la care nu ne așteptam, la o persoană atât de tânără totuși. Da,
peste 50. Da, mă rog. La mulți ani. Da, da, deci știu că mi era foarte greu că ieșeam de la facultate și pe vremea aia dădeam examene, când ne dam și luam notele așa și toată lumea punea mâna pe telefon și suna. Am luat examenul. Eu mă uitam stânga, dreapta, nu aveam pe nimeni. Deci toți eram, n-am să uit, eram despărțiți. Mi era foarte greu. Da, cum ai spus, Macedonii sau numai Macedonii, Arman în chiare. Da, mi-aduc aminte că într-o zi în aula facultății au zis, a, voi toți ăștia copii de medici și așa, toți sunteți de la orașe, nu-i nimeni de la țară. Și m-am ridicat eu. Eu sunt de la țară, deci eram din Cocălniceanu. Dar, na, în final, sigur că ești tânăr, ești, ți se pare totul foarte frumos, nu simțeam eu mult greutățile, deși mâncam doi cartofi și o bucată de pâine și încălzeam cu o cărămidă, sau puneam un cearșaf cu apă să intre aer, ăsta era aerul condiționat din București, mi-aduc aminte, da. Dar ești tânăr, ești aventuros, a venit Revoluția, m-am dus pe străzi, mă rog, ca toată lumea. Dar înainte de a termina facultatea, am realizat că nu pot face medicina care se cerea în România. Eu mă duceam în spital, duceam bomboanele care mi le trimitea mama la copii. Dar de ce nu puteai face în România medicina poate pe care ți-o doreai, dacă mă exprim bine? Da, am realizat că totul, nu știu, se făcea așa un screening, o departajare dacă, cu bani. Dacă pacientul venea și îți dădea banii sau ouă sau ce știu eu ce îți dădea, nu te învățau. Eu în timpul facultății am avut o singură medie de 9, deci așa m-am făcut de facultatea de medicină. Mi s-a oferit o bursă în Franța care mi-a fost luată. A zis că nu, deci trebuie să meargă băiatul nu știu care, cum era pe vremuri. Și atunci am realizat, zic, eu nu pot să fac medicina asta în România, unde tratez pacienții diferențial, în care pentru mine totul era, medicina era frumoasă, medicina era egală, am făcut liceul sanitar, am făcut medicină pentru... Și am zis, nu se poate sta în România. Mă uitam la studenții străini, o discriminare, deci foarte bine, pe vremea lui Ceaușescu. Ei aveau toate manualele, noi n-aveam nimic. Ei, lor, îi se dădeau tot, nouă nu ni se dădea nimic. Și atunci m-am hotărât să plec din țară, în ultimul an. Mi-am vândut până și verigheta. Deci am vândut toată malma, tot aurul care mi l-a dat, nu le-am zis nimic. Am vândut ca să pot să-mi cumpăr cărțile, să pot învăța pentru USF, Statele Unite. Deci pe vremea aia tot am vândut, mi-am cumpărat cărțile și am zis eu plec din țară. Dar eram deja majoră, deci părinții nu mă mai puteau lua. Pentru că eram peste 21 de ani, părinții erau în Canada, eram căsătorită, între timp am căsătorit. Și am zis că trebuie să existe o posibilitate. Am aplicat pentru, erau în Canada, dar am aplicat și am imigrat în Canada, dar nu datorită părinților, soțul meu, mă rog, pe faptul că era sudor, am depus actele, a fost și acolo o întreagă aventură. Eu o să ajung acolo și o spun cu tot dragul, fratele meu e călugăr, nu de mult timp, dar credem foarte mult în soartă și în Dumnezeu. Mi-aduc aminte că ne-am dus la Sfânta Paraschiva, o știam, eram tânără, dar toată lumea se ducea și atingea Sfânta, deci că așa era, se băteau toți și atingeau și a fost singurul care a atins și după am plecat imediat, mi s-au aprobat actele și am plecat în Canada. Deci așa am ajuns în Canada. Deci minunea s-a întâmplat. Oh, da. Credința deci, există. Credința există, dacă o ai în suflet și faci bine, Dumnezeu este în tine. Și a fost așa un drum, chiar eu... E într-un fel al doilea interviu care îl dau cu viața mea personală. Eu nu prea am tot dat despre medicină, dar prima a fost la radio. Da, pe care l-am ascultat. Eu știam lucrurile acestea, dar am vrut să le spui tu așa pe viu, pentru că altfel. Da, cred că toți avem un drum hărăzit de Dumnezeu și... Dar uneori ne pierdem încrederea și nădejdea. Când mă uit în urmă, nu am realizat atunci că a fost așa un, pot să zic, un succes după succes. Sigur, cu toate greutățile, orice naștere, cu dureri mari, dar parcă poate cea pietrele s-au așezat, că mă uit în urmă, eu sunt cea care am fost acolo. Eu sunt cea care am ajuns în Canada și am luat un teanc de cărți, n-am să uit niciodată, nu știam un cuvânt engleză, nici nu știam. Și am zis, Doamne, cum o să-mi dau examenele astea? Pe 9 decembrie, n-am să o iei niciodată, 1997, până atunci m-am înscris și am venit acasă și am zis, a, nu pot eu, nu pot eu, am dat, zis, mamă, nu-mi dau mine examenele, este bărbatul meu, și s-a uitat ce noi am plătit $1000, te duci?
că mai ia-ți bani, nu ia-ți bani, te duci, ok, mă duc. Și am citit o pagină într-o zi, am tradus și am zis, nu se poate, trebuie. Pe 9 decembrie, în iunie, mi-am luat amândouă examenele cu 90%. Deci, după ce nu știam un cuvânt, era foarte greu. O spun asta și o spun, știu că nu sunt mulți tineri aici, dar puteți încuraja. Interviul pe care l-am dat la Radio România a fost pe motivul acesta. M-a rugat, doamna, să încurajez pe toți, orice se poate. Orice se poate. Trebuie să vrem și să credem. Și tinerețea este o vârstă la care poți să faci absolut orice. Absolut. Acum, nu există în timp, nu există toate calitățile. Absolut, mai ales în zilele de astăzi. Da, da. Păi, da, deci acum nu știu dacă aș lua de la capăt să plec din România și să mă duc. Dar atunci, da, am învățat, mi-am luat examen, era o lume străină, mi-aduc aminte că prima dată când am ajuns, mi-a zis, mă rog, o familie de români, că ce nu poți să ajungi doctor în America, aici o să ajungi văzătoare la prosar. Oh, m-am gândit eu, așa este, nu se poate. Se poate, deci s-a putut. Am stat 3 ani în Canada și am luat cetățenia canadiană, că am vrut să am aplicat pentru Statele Unite. A fost așa, eu am fost tot timpul prima, mi s-a cerut examenul practic, mi s-a foarte multe aventuri. Dar, nu știu, eu zic că am zis Dumnezeu, așa ne are un fir de ață pe care trebuie să-l ducem, să ducem, să ducem, să ne încredem. Mi-am luat examenele cu peste 90%, m-am dus în Statele Unite, am pierdut avionul, am ajuns, am stat toată noaptea, am zis că nu, da, deci nu mai e așa aventuri, dar eram tânără, nu știu, era... Dar și am ajuns la un spital, acolo se aplică la sute de spitale, deci se fac sute de aplicații. Eu m-am dus la primul spital, m-a luat directorul de spital, dintr-o dată s-a uitat, zicea, păi tu ai notele cele mai bune, examenele stau pe loc, rezidențiatul. Eu nu știam ce este. Deci a fost așa o... Sigur, acum, atunci mi se părea că prea ușor se obțin, dar de fapt erau rezultatele muncii și orice român, românii sunt muncitori, mai ales Macedonii, dar românii, Macedonii nu se lasă niciodată. Tata, știu că e aici cu noi, undeva acolo, mi-aduc aminte, niciodată n-a spus nu. Nu, nu. Deci avea 4 clase primare, nu știa engleză, se ducea pe la bănci, se ducea prin America, se ducea copiii prin peste tot, zicea nu. Când mă duceam acasă, mă, tată, uite, nu mi se poate. Nu există. Trebuie să există o cale. Doamne, mă certam, îngăriam cu ea, nu. Nu există cale. Deci se poate. Se poate și sunt multe, multe de zis. Când am ajuns în spitalele din America, apropo că am toți cu Corinei acum 24 de ani, 27 de ani când am ajuns eu, am materizat pe lună. Deci este o medicină, aș dori medicii din România o zi, o zi să se ducă acolo. Este un vis, deci este ceva și pentru pacienți. Eu venită din România, afară, nu aveam ce este, nu știam nimic. Mi-aduc aminte că în prima zi m-a întrebat, tu te și ai grijă de pacientul, am întrebat history and physical, anamneza. Dar a zis cuvinte în engleză, n-a zis cuvintele care le știam. Și m-am întrebat, leu, dar ce e asta? I-am zis la asistentă. Se întoarce spre mine și zice, dacă nu știți ce e asta, cum o să faceți față? Zicea, nu, o să rezistați nici o săptămână în rezidență. Și la sfârșitul anului am fost aleasă cea mai bună rezidentă a anului. Am făcut față și la astea, da. Deci de-aia spun totul, dar am stat. Noi, cred că toți avem o doză de mândrie și egoism. Macedonul are mândrie. Dar oare în mod constructiv? Asta le spun eu. În mod constructiv, da? Deci, pentru că am mândrie o să fac, dar în același timp mă duceam pe lângă asistente, le întrebam, stăteam noaptea, pierdeam, nu știam, că nu văzusem în România așa ceva. Da, deci, știu, nu văzusem. Deci avem mândria, dar folosită în mod constructiv. Da. Și, mă rog, de acolo am început drumul și mai departe. Am făcut mai multe specialități. În 51 de ani din St. Joseph Mercy Hospital am fost singura trimisă să mai fac încă 3 specialități. Spune-ne ce specialități. Da, poate ai făcut medicină de laborator, poate ai făcut TSP. Am făcut medicină internă prima dată. În Statele Unite este, cred că ți-am explicat, toată lumea trebuie să facă medicină internă înainte de a face alte specializări. În timpul ce făceam medicină internă, am fost atât de impresionată de terapia intensivă, care nu există la noi. La noi nu sunt medici de terapie intensivă, sunt medici de anestezie. E o mare diferență. Și când am intrat și am văzut cu tuburi, dar trebuie să vă spun puțin așa, să vă fac să râdeți reacția părinților mei,
Am văzut terapia intensivă, wow, chiar prim, deci n-am să o prima senzație când am intrat, a intrat unul cu epilepsie, deci l-am dus în terapie intensivă, l-au intubat și am zis, Doamne, ce sunt aparatele astea, ce e aici, deci acum 30 de ani mi-a dat seama. Zic și m-am gândit, zic, eu niciodată nu o să fiu în stare să văd un aparat. 3 ani mai târziu conduceam secția, da? Deci așa este viața. Și mă duc și spun lui mama, mă rog, am început ca rezidentă, am lucrat, am fost singura care m-au trimis la Henry Ford Hospital, spitalul lui Henry Ford, care m-am îngrijit de nepoata lui, da? Unul dintre top 10 în Statele Unite. Am fost educată de Dr. Coale, care pe vremea mea era președintele tuturor medicilor pneumologi din America. Deci a fost mentorul meu. El m-a învățat, a pus mâna, m-a învățat broncoscopii, m-a învățat de toate. Deci am plecat și am făcut apoi pneumologie, terapie intensivă și medicina somnului, care la noi, avea... Datorită căreia ne-am întâlnit. Da, da. Și să spunem și despre medicina somnului ce înseamnă, pentru că la noi subiectul este puțin subdiagnosticat. Da. Sau nu îi se dă atâta importanță, pentru că mi se pare normal să sfărâim, să ne sufocăm când urcăm scările și așa mai departe. Pacientul care m-a dus din Tulcea de aia a venit să-i dau formele pentru somn și i-am zis, da, nu mai veniți mâine, că vin eu în Tulcea și i-am adus. Da, dar trebuie să vă spun când i-am spus mamei prima dată că, uite, eu fac pneumologie și mama a zis, ție-ți-a, păi plămânii, mă mor din TBC. Pentru că România era numai tuberculoza. Ofticații, de zi, numai sanatorii sunt oftică. Păi am zis, ok, o să fac terapie intensivă. Și ce e terapie intensivă? Păi zic, ăla care le pui furtune pe gură, aaa, ăia toți mor. Acolo nimeni iese. Sora lui mama spunea la muritor. Muritor. Când i-a zis și de somn, a zis, ai, zice, culmea, zice, ori dormi, ori nu dormi. Zice, da, mamă, fă știne, să zic ceva, cardiologie, ginecologie, zice, mă întorc în România și le spun, ce e fata mea în America? Puf, doctor de oftică. Da, deci astea au fost, da, pneumologia era la un nivel foarte înalt în America. Deci asta a fost ascensiunea profesională, dar să știți că eu am ținut legătura, deci... Am zis, copiii mei au vorbit macedonește, eu și românește, am ținut toate petrecerile, toate revelioanele erau în casă la mine, veneau 3-4 de la biserici, cântau, colindele, am fost totdeauna foarte mândră că sunt româncă. Și le ziceam, am venit de pe unde? De unde ați venit? De pe un punct care nu e pe hartă. Și am ajuns, era Cogălnicianu, care nu era pe hartă. Da, deci am fost tot timpul, mi-am adus nepoții, i-am luat acolo, i-am adoptat, i-am dat la școală, i-am plimbat prin toată America, am ce nepot, mi-a nu noi știm mai din nimic și că nu decât Constanța. Da, deci... Da, remarc la tine un caracter deosebit, o tenacitate, o putere de muncă, astea sunt niște lucruri de la Dumnezeu. Oricât ți-ai dori, să fii și făcut așa. Practic, exact cum spun, la școală mi se predă la toți la fel. Dar asta nu înseamnă că toți elevii sau toți noi plecăm cu același nivel de cunoștință. Așa a vrut Dumnezeu să ghemuiască într-un omuleț atât de mititel, atâtea lucruri mari și mărețe. Și mă bucur foarte mult că ne-am întâlnit și sunt convinsă că cei din seara asta o să rămână cu această... Știu, cu această frumoasă amintire că au avut ocazia să cunoască un astfel de om ca tine. Mihaela, aș vrea să fac o mică pauză, pentru că grupul nostru de copii, Niclu Armânici, a pregătit ceva. Deci avem aici grupul de copii Niclu Armânici, Niclu Armânici, cu care ne-am prezentat în fiecare an la București, la concursul Nica Lândărușii, Mica Rândunica, unde ne-am dus, nu mai știu, cu 8 copii, din care sau cu 6, din care 6 au luat premii, premiile 1, 2 și 3. Deci la București am fost, acolo am concurat cu copii de la București pe grupe de vârstă, adică 6-12 ani, unul de 6 ani cu unul de 12 ani, totuși e o diferență, dar ăștia au reușit să ia, și ulterior 13-18 ani sau 17 ani. Și copiii vor să-ți prezinte câteva din poeziile care s-au prezentat acolo la București și, bineînțeles, și pentru cei prezenți în seara asta. Și ca să fie așa în ton cu discuția noastră, aș invita-o pe Kira cu poezia. Cum se numește Kira poezia? Eu vreau
să înregistrez dacă vreau. Da, se poate. Vrei să spui că deci o să stai cumva așa. Era acolo cumva. Cumva așa. Da, pui. E bine, Marie? E bine așa? Ca să vadă toată lumea. Să vadă și Micaela. Deci vă rog clar să vă spui odată titlul. La iatru de dinți, din Nicolae Tănase Suflaru. Țipățâie ună oară, un tinti a hârhis mi-doară. Cu bon mare Andrei Hăstu, eu mi duș la un dentistu. Alei ți dentistu aflai, ți trămândeană măcai. Dentist lu zâsi, armâne, v-ați luat scoca și righini. M-ați nu las scot, bati doar ușa lanță din țăpâna stară. Mini zâș, fă cum știi câtea este tu iatruhi. Spune care dinte te doare, care dinte te ascuteare. Eu a iatrului îi zici, a estu, cu zea ditrul a spus. L-o seringa, mea înțipă, tută gura ne-a mărță. Cleaștea ne băgă tu gură și ne scoase un șur. Scoase dintele, ni l-a spusi, a scăpași de el înzăsi. Ți-a scăpare la infeații, mi umflai tu două fații. Nu scoasea țel ți durea, a scoase un ți nu durea. Mi-a drărană tu din zi și nu aflai la elitrii. Ți s-a dar minim în ratru, haide sneg la altu iatru. Nici la iatru alăvdatlu și n-a vedat tu hicatu. Nu aflai tu, el tu duneau, el ne-a scoase nămâseau. Și-a hârhit sânză ta scură, dita mea mărată gură. Nu știu laiul ți să-mi fac, eu ne aflai un mare drag. De un lai cripat de dinti, eu ce cărdăsi de minti. Mi-ați făcut cea mai mare bucurie, să știți. Cea mai mare bucurie. Pentru mine astea sunt bucuriile, nu America. Oh, ce sunt mult! Aș vrea, mulțumesc, Ira. Aș vrea acum ca o, așa, ca o poziție a ceea ce a recitat Kira, să o invit pe Elena. Elena Nurciu, care ea însă, uite-o cât este de frumoasă, este toată o melodie și un poem. Și nu am să spun ce poezie o să ne recite, dar toată lumea va recunoaște poezia cu siguranță. Nioara, pe un plai mușat, paradis adrat, eu ies tu cali, și de puntul valii, trei copii din ali, cu trei picurari. Unul era Mustean, altul Moscopulean, și al treilea-i Pindean. Ama, Gramusteanu și Moscopuleanu, doi dizborți în ură, astar am nat, soarele-a scăpitat, soarbu păstrit, pigeonii pindea, că-i m-a pavageat. Care eu-i mai mult timp, șati și cărnuti, șcai cam ambitați, șcrin cam a bărbați, mățeane oară, murgă lâna rudă, alagă de preună, iarba nu-i bună. Ni oară ni cășlai, ni oară ghisălai, ți-ai de plânze de preună, ninti du-ți furtună, hini putut, ni oara mea dorută, de curar mușat, John a luptat, trădi oi în coa, ina știneaua, ca ea umbra tră voi, șarba tră noi, ca star am nat, soarele a scăpitat. Bacilu Gramustean și Moscopulean, vor ca să-ți smulgă și mortu să-i înticulcă. Nioară nicășlai, nioară ghisulai, tine-ți nu lățesc la nioară, că pe mine mi-e vădă mară. Masli dă-ți la nioară, că pe mine mi-e surară, cu ună cilnicoanii, ună miracloanii, a locului neșani. Că la nunta mea, că zonă steau, că soarele și luna îi ținură căruna, că brațele țin de grei, fură nunia mei, și cât prefța vui, munță a pindului, și că lumbrăța preasii, steale scântioasii. Alea smutrescă ca să-mi dămâsescă, măicuța bătârnă cu bârnul de lână, locul alăgânda și pituța întribânda. Care mi-ar fi tu? Care mi-l cunoscu? Mușat un pic urar, Johnny Blundar, tot în fața lui, spuma laptelui, doi ochi a lui, mura câmpului, șperla lui, pena corpului. Din disnură dă-s la nioară, că pe mine mi-e vită mară. Masliță-s la nioară, că pe mine mi-e surară. Cu ună cilnicoanii, ună miracloanii, a locului neșanii.
că la nunta mea, că zonă steau, că soarele și luna în țenură căruna, că bradele țin de grei în fură nunia mei, și că-ți pref să avui munță a pindului, și că lumbrața preasei steale scântioase. Steaua păpânilor, dichira Iorgoveanu Manțu. Nu poți schiară, păpânii, și părinții, ca nu oară. Armâni, tu bana noastră, tu cântici și tu zboari. Din nii de ani în limbă, nu chiari ca în apă, când ați lumea tută, zârțânea și disgroapă. Din bota este zboari, tu cărțele am lipsescu. Ia-ți câtuți păpânii, din groapă mi-i mutrescu. Că vă zbrăsc cu tora, smechichisiți, puteți. Ia-ți că hiu legată, din voi, din multe ieri. Maria, din Nicolae Tănăsesc Flăru. Am tu vreare una fiată, care licea este împșată, care licea de tablin, numai ei este marin. Gura nică, buza roșii, ochii laie anghelicea și fața roșie ca mergeană, sub frânzeaua ca miltană. Marie, să-ți zic un zbor, eu cu tine voi mea sor, fără tine vruta mea, urât în este lumea. Știu legione, știu ioghini, că tine mi-i vrei pe mine, și eu de tine am dor lumari, n-am ți-ți fac, a rău-i pare, vine altul ca maunea și-mi lua în ea inima. Nu-i lua el, iude de mine, că nu te cunoșteam tine. Eu aș vrea să o invit și pe Luiza. Luiza Cică, prezentatoră noastră la toate spectacolele, peste tot pe unde ne ducem. Luiza și cu fratele George sunt prezentatorii noștri, așa cum au fost și ieri la București. Locul întâi la Mica Lândărușe. Locul întâi la Mica Lândărușe și poți să continui și cu premiile lui George. Corina, locul întâi la... Fizica aplicată în engleză. Wow! Ia Corina, pe Luiza, să ne spui. Corina sau Luiza, oricum e mama, da? Mama este în sufletul nostru. Ia să te auzi. Ufaltica, din Nicolae Bazaria. Așa puțin mai așa. Iar a doi. Năslu și Nânsa, mă adicându-ți cunoscul, al bățău ca duneaua, până atunci nu bițul. Și era-n dreptul născriștinlu, mă andesimu iar ilai, zâca ușii că nu-i ghini se-a investă cu sitaie. Nu țânea mărat luminti, si bădoi pe-un zbor, i-avea intrat alievii, dracu-a țel cu un cicior. Mă de omlu, si vă-ți facă. Tați arabă cu nipseaști, nici cu cheia cu cărună, nici s-a lasă, nici sleaști. Și cum zvăță, imnau doi izduțeau, vai tu vărhoară, și stătură la livadă și zis cum îl cheamă oară. Era veră ca sunchetul, cris cu iarba, mari, mari, avea ciumsă cum zvedi, sibă bună de-a triarii. Vezi un vastă, zățea omlu, vezi iarbă cu cupsită, nu stămână, și-ai din coastă cum va scada cu titlă. Ce bărbate țâf zimintea, dacă vrei să arăți din mini, nu cumva să stai iarba, ma cu foarte ca creștinii. Tu, omni, zălu să-i te aducă, tu da mă poda v-ați greștă, iar ghini, zic cu coasta, imprimintele amuiarii. Mane, mamu, iară, s-a aflat și omlu. Nu vezi zic în himata, biurghia i-o putu. Stea dracu în himată, altă hală nu-i cu tine. Bate-i necu să iai zvelca și să scap nevoară ghini. Ună zâsi, ștua rupă, tu în baltă ca mamare. Ai de tuti la dus grații, ghine cap ca de muiare. Zdusi, zdusi, ulu apa, pândi gușii nicată. Ai, ză cu coasa, ză, ză că ești ascăpată. Mamu iarea, mută mâna și cacu foarte ca o mină. Nu cu coasa, că-i bărbate, și
ca din ghios cu malta plină. Și o completare. Ca și sunt umierile, nu că vor desfac, nu te poate să nu aibă coastă de dracu. Acesta a fost momentul de poezie pe care l-au pregătit copiii noștri. Ei mai au pregătit și momente muzicale, mai avem și dans. Și mi-au adus aminte cu Foartica de povestea lui Muma. Muma stătea și le ziceam fiecare seară, Foartica, Foartica! A fost super! Deci m-ați făcut să trăiesc cele mai frumoase momente. Mă bucur foarte mult. Am dus discuția despre plecarea ta, despre ce ai făcut acolo, da? Câți ani ai stat? 24 de ani. 24 de ani. O viață de om. O viață de om, da. M-am plecat. Mama 32. Da. Voiam să întorc puțin discuția despre întorcerea ta în țară. Cum s-a întâmplat? De ce? Ce ai găsit aici? Dacă ești hotărâtă să rămâi? Dacă... Păi după seara asta chiar nu mai plec. Nu. Așa cum am mai spus-o, cred că mi-a fost mai greu. Hotărârea de a mă întoarce în țară a fost mult mai grea decât hotărârea de a pleca din țară. Asta să știți că a fost... Când am plecat, e bine, eram și tânără, era aproape imediat după Revoluție, era cum era sistemul medical. De fapt, am plecat că o să plec 3 ani, 5 ani, facem niște bani, ne întoarcem, facem un cabinet, ca toată lumea, bineînțeles că anii s-au transformat în 24. Dar odată ajuns în America, sigur că mi-a fost luată toată viața, de viața profesională, viața frumoasă, viața de lux, nu regret. Eu cred că Dumnezeu ne dă ceva ca să ne învețe altceva. Deci, dar nu m-am gândit să mă întorc. Deci, după primii ani de Statele Unite, când mi-am luat și cele 4 specializări, m-am întors în același spital, în spitalul în care credeam că sunt pe lună, era de spitalul meu, nici nu mă gândeam. Dar un lucru, cred că l-am spus de multe ori, noi românii ne strângeam foarte mult și mi se părea că eram foarte uniți acolo, că eram puțini. Am zis, aveam într-adevăr o casă destul de mare și tot ce-și dorește, tot ce visează un om, de la iahturi, la tot ce vrei, la mine acasă. Și strângeam pe toți românii și făceam petreceri. Dar în momentul când întreba cineva dacă vine vara, nu zicea pleci în România, spuneau pleci acasă, anul ăsta merge acasă, români care eram stabiliți și care nici prin gând să ne întoarcem. Adică nu știu de ce, acum uite, atunci nu mi se părea nimic, întrebam, de vara asta te duci acasă. Dar acasă, noi stăteam în America acasă, dar asta era. Deci vreau să spun, cred că toți românii simțim asta, machedonii, românii, deci tot ce suntem, pentru noi, cred că acasă a rămas România, deși mulți nu o recunosc. Deci mulți, eu după ce am plecat, chiar foarte mulți colegi de-ai mei au zis, ai fost prima care a avut curajul ăsta. Deci nu mă gândeam, mi-aduceam toată familia, am zis, nu a existat Crăciun al copiilor mei, i-am adus la 12 ani din America, nu a existat Crăciun în care să nu-și aibă toți verișorii și familia din țară. Deși iar vara, la fel, ori îi aduceam pe ei, ori veneam noi. Copiii mei n-au stat, vorbeau la 2 zile cu nepoții, chiar râdeau, nana, noi vă vedem mai repede pe voi decât pe ăștia din România, de prin București sau... Deci eu am ținut o legătură foarte strânsă, dar nu m-am gândit să mă întorc. Și spuneam tatălui meu când îmi zicea că e junglă, vai bă, tată-mă, unde să mă întorc eu în țară? Am de toate aici. Și zic, vă aduc pe toți, că îi aduc pe toți aici. Și tata zicea, e singur, o să ia copiii tăi un negru și o negresă. Și se duce neamul, erau numai negri. Da, deci a fost așa, nu știu, dar trăim un vis frumos, dar eu cred că este un vis fals, adică cel puțin eu așa am simțit. N-am simțit mult lipsa că au fost ai mei cu mine, au fost socrii, au fost părinții, dar cred că era ceva în sufletul meu, dar am zis, nu m-am gândit să mă întorc. Nu m-am dus în București, noi aterizam în București, veneam în Constanța și eu n-am intrat în București de 27 de ani. Deci eu n-am vrut. Nu m-am dus, nu am legătura cu niciun coleg, pentru mine eram în lumea de vis, eram în lumea de sus. Dar, nu știu, cred că s-a schimbat ceva cu pandemia.
Este foarte adevărat și cine crede în toți credem în Dumnezeu, toți l-avem pe Dumnezeu în suflet, într-un fel sau altul. Dumnezeu nu înseamnă să te duci la biserică. Dumnezeu, cum zice părintele meu când nu ajung duminica, zice liturghia e în cabinet. Acolo. Liturghia e unde sunteți. Acolo se face binele. Dar cu mulți ani în urmă, când fratele meu s-a hotărât să a intrat în mănăstire, căsătorit fiind, dar mă rog, e o poveste tot așa tare, care nu mă așteptam niciodată, hărăzită de Dumnezeu, așa a fost scrisă, cum zicem, părintele duhovnic, m-am întors în țară și mi-a zis, zice, când mă întoarceți acasă? Și eu am zis, mâine mă întorc în America. Nu, doamna doctor, acasă, România. Iarăși m-am uitat, zic, nu, zic, părinte, eu vorbesc mult, după cum vedeți, da? Și glumesc și vorbesc și am zis, a, sunteți părinte și vă respect, altfel vă făceam nebun. Eu o să mă întorc în România, acum 7 ani, da? Deci ăsta a fost primul și mi-aduc aminte discuția și de azi. M-am zic, e nebun părintele ăsta, lasă-l în pace, că nu mă întorc eu. Dar așa le-a aranjat Dumnezeu pe toate, că așa a fost hotărârea mea să mă întorc. A murit tata între timp, sigur, și asta a fost așa un semn. Nu asta e. Atunci a fost, deci e undeva sus, am zis. Mi-am înmormântat și tata și socru într-o săptămână. Deci m-am întors în țară. Dar nu asta vreau să zic, a murit și am luat-o pe mama, pe soacra și a venit la un moment dat, erau amândouă acolo în America, mama nu pleca decât în vară, le-a zis, hai să plecați în România, mă rog, au fost anumite evenimente și zic, plecați în România numai 2 săptămâni, am trimis-o pe mama în România. Urma să se întoarcă duminică și vineri s-au închis toate drumurile, 13 martie, totul, deci mama nu e americană, e canadiancă și nu se putea întoarce, știți cum era, trebuia să te întorci numai în țara de unde aveai pașaport. Și dintr-o dată, deci m-am trezit într-un colos de casă și peste tot singură. Deci eu și cu copii, nu mai intra nimeni în casă, era pandemia, eu eram în terapie intensivă zi și noapte, eram copiii singuri acasă, le aduceau pachetele acasă. Și, deci, dar astea atunci nu realizam, deci atunci n-am realizat, dar eu cred că toate s-au întâmplat așa, ca să fie ceva. Știu că atunci am sunat la fratele meu, era în mănăstire și am zis, nu se poate, eu sunt singur aici. Zice, vin acasă, soră mea, vin acasă, vin acasă, mai ales în pandemie, să vin unde să lucrez în România. Dar atunci, la un moment dat, am stat, aveam o casă foarte mare, cu pe lac, cum am zis, stăteam și mă uitam și am zis, e pustie, e un palat, era un palat, cu tot ce vrei. Deci aveam de la TV-uri, la snowmobile, la schiuri, la iacturi, la copiii aveau nu știu câte, cum din America, deci aveam 4 specializări atunci și aveam, mă rog, nu se compară salariile din România, îmi pare rău, Corina, nu o să are nicio viață de om să-i salariu pe o lună acolo, da. Dar m-am uitat la casă și am zis, n-am să uit momentul ăla, e un castel pustiu. Și m-am întors. Și atunci, dar nu a fost ușor. Drumul, întoarcerea acasă nu a fost ușoară. Dacă, așa m-am spus, ispitele au fost, a fost foarte, foarte grea întoarcerea, deci foarte, foarte mult m-am chinuit ca să mie mi se pare imposibil, adică nu cred că aș fi putut să mă întorc. Deci, dintr-o dată, am zis că vreau să mă întorc, dar nu știam cum, nu știam ce. Era pandemie, eu lucram și atunci chiar lucram și totul mi se oferea și asta o spun ca la... Chiar frații mei, deci nu o spun cu nicio laudă sau cu nicio, nu sunt aici pentru nimic, mi se oferea totul în America, parcă dintr-o dată, iar și mai mult, și mai mult. Deci, într-un fel, mă trăgea într-o parte să stau acolo. În spital eram la mine acasă, deci mi s-a șternat covorul roșu, lucrasem de 20 de ani, aveam tot. Eu sunt foarte, așa, sociabilă, eu vorbesc cu toată lumea, eu sunt așa, dar eu vroiam să plec. Și toți colegul meu făcea așa cum, bineînțeles că e ofisul. Ai mă, Ela, tași din gură că tu nu pleci. Nu, n-ai cum, nu se poate. Unde să te duci în România? Da, și am început lupta, nu a fost ușor, pentru că nu mă puteam întoarce în țară, nu mi-au aprobat. A fost un drum foarte, foarte greu, foarte greu. Deci am vrut să cedez de foarte multe ori. Deci dacă nu erau frații mei, mama să mă susțină, bine, între timp am adus-o pe mama, fratele meu călugăr și toți să mă susțină, dar a fost voia lui Dumnezeu. Deci era, nu știu cum să vă zic, o chestie care, unde pleci nebunul din lumea asta bună? Unde te duci în România? Deci unde? Și în final au fost așa niște lucruri, am fost cu primul avion care s-a dat drumul în România în perioada aia, în 2020,
Părintele mi-a zis, veți veni. Am intrat în țară, luni s-a ridicat cantina, carantina. Eu am ajuns joi, vineri s-a pus iar carantina. Deci eu am intrat numai prin găurile acului. Așa a fost. M-am întors în America. Știți, asta o spun așa, că toată lumea am zis, vede America un vis. E un vis, dar nu e suflet. Deci acolo nu e. Au și niște legi foarte, foarte anormale, mi se pare mie. Deci nu intru în amănunte, dar sunt niște legi extraordinare ca să pot să-mi iau copiii, să-i aduc în țară. Nu vă imaginați prin câte am trecut. Deci am zis, nu, eu nu plec fără copiii mei. Și chiar de Sfânta Marie, deci mi s-a aprobat plecarea și am venit. Dar să știți că atunci când am venit, n-aveam niciun job, niciun serviciu. Aveam doi copii și două valize. Așa am plecat eu din America. Nu știam unde mă duc, nu știam cine mă angajează, habar n-aveam. Deci o spun cu sufletul, când te lași pe mâna lui Dumnezeu, dar nu știu ce, aveam în mine ceva, aveam în mine care nu, eu o vreau acasă, eu o vreau. Da. Și așa am ajuns în țară, nu știam de unde, încerca să-mi conectez cu foștii mei colegi, deci da, vorbisem cu ei de 24 de ani, de când plecasem. Am, sigur că toți sunt în pozițiile înalte, cum sunt acum. Sigur că Dumnezeu îți deschide drumul acolo unde trebuie, nu acolo unde nu trebuie. Când i-am conectat, sigur că m-au rugat, gata, uite, puteam să lucrez, mă rog, nu intru în latura profesională, că mi s-a oferit peste tot, la multe spitale din București, multe poziții, dar eu le refuzam. Deci eu eram, deci nu știu, este, pentru că eu simțeam că trebuie să mă întorc în Constanța. Deci eu am vrut Constanța acasă, așa am simțit în suflet. Și în România, știți că nu e așa ușor, dar Dumnezeu îți dă o putere, eram pregătită să mă lupt cu lei în junglă. Și încă mă lupt, dar e ok. Așa, sigur. Aș vrea acum să relaxăm puțin momentul, invitând fetele de la ansamblul Daima pentru următoarele dansuri pe care le-au pregătit. Sper să vă placă! Fiecare frază aveam o întrebare și fraza următoarea dumneavoastră și un răspuns. Mă bucur să știți că atunci când am plecat din America am primit foarte mii de mesaje și marturi și tot știți cum e. Am avut 5 baby shower-uri la copiii mei, am câte 20 ceva de leagăne, ca să vă imaginați. Dar mesajul cel mai frumos care m-a făcut să plâng a fost al unui pacient și a zis, doamna doctor, America a pierdut, dar România a câștigat. A fost și numesc pacienții din cabinet, cu zâmbetul pe buze. Acestei eu, cel mic, mare, acestei eu, cel mic.
Și ca să continuăm puțin în același ton, vă rog să nu vă grăbiți. Microarmonici, vă rog să poftiți informație, dar nu vă grăbiți, da? Bye.
Aș vrea totuși să îți spun, avem aici în public oameni de valoare, în primul rând prieteni foarte buni, armâni, dar și români, și ar vrea să menționez prezența doamnei profesoare Floarea Calenic, care a crescut generații de copii și care este permanent prezentă la toate sărbătorile noastre. Și vreau să salut și pe colega mea, doamna dr. Gaia Urica. Aura, îți mulțumesc din suflet că ai reușit să ajungi. Și pe toată lumea prezentă în sală. Vreau să vă întreb dacă cineva vrea să o întrebe ceva pe Mihaela. Doriți? Am să-ți dau ție microfonul. Da, neapărat să o întreb ceva. Vă rog. Trebuie să-i spun că o admir pentru putere. Știu ce înseamnă. Spuneți ce ați spus, că trebuie să-l aveți pe Dumnezeu tot timpul. Ăsta e adevărat, de aici pornesc toate. Dar eu v-aș îndemna să scrieți cartea. Și să veniți să o lansați aici cu Corina. Pentru că e o viață care, zic eu, e unică. Ne-ați impresionat. Eu nu pot să înțeleg de unde atâta putere, pentru că ceea ce ne-ați povestit dumneavoastră este ceva unic. Și vă admir pentru tot ceea ce ați făcut, dar scrieți cartea. Neapărat. Să știți că eu, cum fiecare dintre noi este o carte deschisă, dar printre alte, nu am foarte multe talente, dar am dragoste și atât. Da, eu când am dat la admiterea la liceu, se dădea limba română și am avut media 9,99. Și nu am cunoscut-o pe doamna care, dar printr-o cunoștință comună, zice, a venit doamna inspectoare și a zis, a fost o fată la liceul sanitar, a avut nota 10 la limba română, dar nu i-am dat 10, i-am dat 9,99. Deci îmi plăcea foarte mult să scriu. Aici am să ajung. Foarte mult scriam, foarte multe scrisori sau toată lumea când vrea un mesaj îmi spunea mie și m-am gândit de multe ori. Sigur că în valma vieții face atâtea lucruri, dar eu când am hotărât să mă întorc din America, am hotărât să-mi schimb viața definitiv și am zis prioritățile sunt altele și așa învăț și pe pacienți. Deci a merge afară, acum drumul dinspre Constanța, spre Tulcea, am plecat din clinică și lucrez de dimineață, doar Corina știe, lucrez și la București, deci, dar am admirat drumul. Deci am stat și am zis să admir o frunză cum cade, să asta este bucuria. Și am zis că voi scrie, sigur. Va veni sigur clipa în care veți scrie cartea. Va veni. Eu cred cum am zis în Dumnezeu. Când am născut copiii, eu am avut stop cardiorespirator, am fost resuscitată și pe life support foarte mult timp. Deci Dumnezeu m-a adus la viață iarăși pentru copii. Foarte multe și de când m-am întors în țară și așa mă uitam în urmă. 4 iulie este Ziua Națională a Americii, mi-aduceam aminte când eu am plecat din România pe 4 iulie 97. În America am ajuns pe 4 iulie 2000, pe 4 iulie 2023 a fost primul interviu, românii întorși acasă. Da. Și m-am gândit și va veni și vremea aceea. Categoric va veni pentru că ar fi un gen de manual de viață, așa. Ar avea oameni ce să învețe, pentru că sunteți unică, repede. No. Eu n-am mai întâlnit atâta putere la un om și să treacă prin atâtea, deci trebuie să scrieți. Da, cred. Eu mulțumim că ați fost da, în seara asta. Eu mai glumesc că astăzi plecam de la cabinet și am ieșit afară la asistente și zice, doamna doctor, știți ce facem noi și marți când nu sunteți aici? Zic, ce faceți? Zice, când e un pacient nervos pe hol, deschidem ușa și îl băgăm în cabinetul dumneavoastră. Așa. Zic, de ce? Păi zice, acolo e liniște, e pace, zice, este să se calmeze. Zic, dar eu nu sunt acolo. Zice, dar rămâne spiritul. Mai deci așa m-am distrat, da. E dar clar, să știți că clar. Mie, dumneavoastră și pacienții îmi dau energie. Da, deci da, eu da, cred da. În această reciprocă. Deci bucuria de astăzi, care mi-a făcut-o Corina, deci, da. Și a sorac, am zis, să vin. Toate, toți. Deci e reciproc. Dar bucuria pe care ne-ați făcut-o dumneavoastră este imensă. E prima oară când regret că nu sunt aromâncă. Oh. Asta este cel mai frumos compliment. E prima oară când regret. Da. Vă mulțumesc. Toți suntem oamenii lui Dumnezeu. Toți suntem așa de buni și eu le spun copiilor mei,
Într-o zi, vă mai spun și asta, mi-am adus aminte, au venit în America, nu știu, aveau vreo 7 ani și au zis: mama, știi ce ne-a zis la școală? Că suntem very rich, că suntem foarte bogați. Eu nu vorbesc despre asta, pentru mine nu astea-s valorile. Și zic, da? A, zic, da, mamă, suntem cei mai bogați din lume. Dar se uite, zice, de ce? Că avem casă? Nu, 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 avem cea mai multă dragoste în casa asta. Asta e cea mai mare bogăție a unui om. Așa că dumneavoastră mi-ați oferit atâta dragoste în seara asta. Vă mulțumesc. Eu vorbesc mult, opriți-mă. Stați liniștită, că nici eu nu vorbesc puțin. E rândul dumneavoastră, acum, gata, fac eu. Nu e rândul meu. În seara aceasta este doar rândul dumneavoastră, pentru că vorbesc românește, exact ca să înțeleagă și prietenii noștri. V-am spus mai devreme că de fiecare dată când spuneați câte ceva, aveam câte o întrebare și cu fraza următoare, dumneavoastră îmi dădeați un răspuns. Dar ați vorbit atât de frumos și culmea este că toate lucrurile acestea le-ați trăit și ne-ați încărcat cu o emoție fantastică. O să vă întreb ceva totuși. Ați spus că v-a fost ușor să plecați și greu să vă întoarceți. Dar ați lăsat așa, la un dat v-a întrebat vreți să mai plecați înapoi. O să vă întreb, speranță, evident că răspunsul sper să fie cel pe care ne-l dorim cu toții, să nu mai auzim că vreți să plecați. Dar, totuși, care este lucrul cel mai greu pe care l-ați simțit când ați venit acasă? Și ce simțiți acum, după 3 ani, că am făcut calcul, 24, 27 și așa mai departe. Eu totdeauna fac calcule și deci da, de 3 ani. Deci Sfânta Marie Mică sunt 3 ani. Deci întotdeauna exact, am fost zi semnată exact, la mine, totul la fost. Și să știți că eu m-am căsătorit pe 14 octombrie, deci de Sfânta Paraschiva. Ați spus adeauna de Sfânta Paraschiva. Și dumneavoastră ați spus și de Sfânta Maria. Deci e clar că sunt niște lucruri care se întâmplă cu un anumit scop. Încă o dată, aștept să ne spuneți care a fost cel mai greu lucru pe care l-ați simțit când ați plecat de acolo și dacă îl mai simțiți și care este acum? Să știți că întotdeauna, eu m-am uitat și zilele trecute s-a întâmplat ceva, nu are importanță, eu cred, dar la început am fost necăjită și după aia am zis, Doamne, după 2 zile mi-am dat seama de ce s-a întâmplat. O să vă dau și răspunsul care a fost greu. Și chiar acum o săptămână mi s-a spus că, apropo de asta, că asta, prin asta vreau să vă dau răspunsul. Eu am acele specializări. În România mi s-a recunoscut pneumologia și somnologia. Am cerut terapia intensivă ca să pot ajuta. Sigur, nu s-au recunoscut cei 24 de ani. Mă rog, nu comentez asta. Nu, n-am, eu cred că acolo unde vrea Dumnezeu. Dar acum ceva timp mi s-a spus, eu nu știu de specialist primar, în România, în America nu există așa ceva, nici nu avem parafă. Zice, doamna doctor, trebuie să sunați la minister să aplicați pentru primariat, da? Zic, ce e ăla? Eu nu știu ce scrie pe parafa mea. La mine nu contează, la mine pacientul contează, n-am nicio treabă cu ierarhii și așa mai departe. Azi am văzut un cerșetor, iar acum 2 zile am văzut cea mai mare parlamentară în România. Ca să vă dea sensul, mama, azi am văzut un cerșetor. A venit în cabinet și l-am tratat la fel ca parlamentară, nu dau nume, da? Dar, bun, zic, aplic la minister. Ok, m-am sunat, mă rog, prin cunoștință, că toată lumea mă cunoaște în București. Eu nu-i cunosc, dar ei mă cunosc. Și, dar, zice, știți, în România nu vi se echivalează cei 24 de ani de experiență. Nu puteți lua primariatul, că n-aveți 24 de ani. Da? Da. Și domnul zice, știu, doamna doctor, că așa este. Și am zis așa. Zic, eu am înțeles de ce Dumnezeu m-a făcut să plec din România. Pentru că sunt legile acestea. Dar am înțeles de ce m-a făcut să mă întorc. Pentru că nu vrea să fiu în minister și în locurile alea înalte, vrea să fiu la patul bolnavului, la pacientul care intră în cabinet. A venit o doamnă după acest răspuns de la minister și eram necăjită. Și doamna avea un maldere de dosare, 25 de ani a umblat în România și i s-a dat răspunsul și avea lacrimi în ochi și m-a luat în brațe. Și atunci am răspuns în același timp domnului și am știut de ce Dumnezeu m-a adus înapoi în România. Să aduc bucurie oamenilor, nu să obțin titluri. Deci asta a fost și nu mă voi întoarce în America. O să vă spun și ce mi-a fost greu. Deci este foarte ciudat că te-am spus, se întâmplă lucruri care te fac să nu regreți. Deci plecarea mea din America a fost tumultoasă într-un fel, da? Dar tumultoasă, am luptat foarte mult. A fost luptă atât de acerbă că nu-mi pare rău nicio secundă că am plecat. Deci așa a vrut Dumnezeu să facă, să mă facă, nu urăsc,
Deci America m-a făcut cine sunt ca medic. La fel, peste tot se întâmplă lucruri care te fac să nu regreți. Nu regret că am plecat din America și nu mă voi întoarce. Mi-este greu uneori. Nu mi-este greu, deci am familia și să știți că prin familie, sigur, am pe, acum copiii mei sunt cu nepoții, cu, deci n-au nicio treabă, sunt, mă duc la fratele meu, la mănăstiri, bine, eu toate mănăstirile din țară, măicuțele, sunt paciente, deci așa au vrut Sfinții Părinți, nu eu, dar nu-mi pare rău, absolut rău, familia, dragostea și energia, credeți-mă, nu o spun, Dumnezeu e mare, eu am învățat un lucru, nu spun decât ce simt. Mi-o dau pacienții, mi-o dau prin ceea ce fac. Da, au fost momente grele ca acesta, da? Deci când am zis, Dumnezeule, am atâta experiență, nu cer titluri, nu cer nimic, nu cer să mă puneți, am refuzat Monța, Bondera, toate marile spitale din țară, că nu vreau decât numele și să lucrez pentru vă dați seama, și în Constanța, nu dau nume ce am refuzat, m-am dus acolo unde a fost omul lui Dumnezeu, Bogdan, deci care e, și acolo o să fiu, da? Dar câteodată asta mi-a fost foarte greu. Vă spun sincer, nu am regretat banii, n-am regretat vorba nenepoada Leonana, ci că apartamentul în care stai e mai mică decât una din cele 5 băi pe care le aveai. So what, i-am zis. Deci nu regret, dar mi-este greu câteodată de om, de legile astea. Dar după aia zic, cum i-a dat răspunsul celui de la minister? Zic, Dumnezeu nu vrea să îmi dați mie nu știu ce primariate și nu știu ce pe acolo conferențiale sau ce sunt. Zic, vrea să ajut pe pacienta care a plâns și m-a luat în braț. Și aia mi-a fost greu. Atât, da, restul nu. Doar ceva mai spun și apoi pasez, pentru că sunt convins că foarte multă lume vrea să vă întrebe foarte multe lucruri. Prima dată vreau să vă spun că fac așa o paralelă în timp ce vorbeați. Personalitatea mea literară preferată este Mircea Eliade. Este favoritul meu, eu nu l-am citit, l-am studiat, adică știu toate cărțile. De ce spun asta? Pentru că în timp ce vorbeați, el, știți foarte bine, s-a dus spre hinduism, în alte religii, doar pentru a le cunoaște din interior. Și apoi s-a întors înapoi în ortodoxie. Ceea ce aud în seara aceasta de la dumneavoastră, m-a gândit așa cu gândul ca un corolar, a plecat de aici, s-a întors în ortodoxie, a plecat peste tot. Așa ați făcut și dumneavoastră. Ați plecat de aici, v-ați dus, dar v-ați întors acasă. Și asta vreau să... M-ați dus cu gândul la acest lucru. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce faceți și, cum să spun, simt că nu am efectiv cuvinte să pot să spun ce simt. Și acesta este meritul dumneavoastră și vă mulțumesc în numele meu și tuturor celorlalți, dar o să vă spună și ei cu siguranță. Doamne ajută să fiți sănătoasă. Doamne și ajută. Cred că ar fi trebuit să vă numiți Zoe. Pentru că știți de ce? Cu toate că mă bucur că au Mihai, că mă cheamă Mihai. Dar cum să spun? Că pe tine îngerilor, da? Dar vă spun de ce? Pentru că aveți atâta viață în dumneavoastră. Zoe, asta înseamnă și atunci da. Eu vă mulțumesc pentru tot ce faceți încă o dată și pasez microfonul celorlalți. Până din pacienți m-a pus în telefon, a venit zilele trecute și zice, doamna doctor, vă supărați că vă arăt? Ce? Nu arăt tot timpul, iau pe toți. Și îmi scoate telefonul și apare numărul meu și scrie doctor de suflete. Așa era trecută la început, deci mi-a luat lacrime. Doctor de suflete și numărul meu, nici măcar numele. Deci zice, nu, zice, nu usesc ce oream ăsta, zice, nu sună bine. Asta e. Așa că, da, mulțumesc. Dacă mă vrea cineva să-l spună întrebare, dacă nu, vreau să invit o persoană specială în acest moment, pe doamna Tudora Iorgoveanu, poeta noastră, vă rog, doamna Tudora, atât poetă cât și pictoriță. Copiii dumneavoastră unde sunt? În America, doamna Tudora? Tot. Da. Haideți. De ce vreau să o invit pe doamna Tudora Iorgoveanu? Pentru că aniversăm niște lucruri. Ieri a fost 23 mai ziua Armonilor. Astăzi aniversăm această frumoasă întâlnire și sper că o să ne rămână așa pentru mult timp în memorie. Și doamna Tudora are și dânsa o surpriză, un fel de cadou pentru noi. Haideți, doamna Tudora, pe scaunele aici. Dânsa vine întotdeauna pregătită cu tablouri pictate de dumnea ei și cu text în versuri scris de dumnea ei. Și mie mi-a făcut tablou cu poezie ca pentru un medic și scrie poezii. Și am rugat-o să vină să ne citească două poezii și să ne arate... Da.
o pacientă pe în California de scutuțane, a venit la mine ca pacientă, la acolo să se toacă acasă. Poate că se rădă. Doamna Tudora, să luați loc și am să vă pun microfonul aproape, da? Prima insinuia. Cidii mari cidii, numindu-im, nu cedusim, vine noastră vâsânii. Tuxiani, mult alardu, a răspândiți un câte un, care va lăcal cu pravul, este lucru, nu este bun. Amașiți e pa bine, ți-ați duchească de stăvană, și pe zic, ca și ție este ghini, fără tată, fără mană. Ar mâini de adun, noi ne eram toți de-a noastră vâsilie. Noi toți tu tighinii ne crăseam, va se eram altă turlie. Ar spândiți pe vâsilie, a este iaste, ți s-a drăb. Pe care să avem urnimie, ne este dat, ta s-a răbdăm. Asta e poezie de care face au o temă. O dedicație medicului, omului, armonilor, o temă. Și ați rugat-o să aleagă Dumnezeu ce dorește. Da. Așa, așa este și nu mai dețin. Da. Dar să faci vedeți despre care este vorba. Teata cu multe hări. Tine teată, m-a urmat, cum mi-a scos tu timpul vete? Ai multe hări. Ai înșineată. M-a știuții, dar cu vete. Aza, oana, lunea, m-am plou, va tuti să le uidisește. Își va tuti să le-a dat cu scupo, și tuti va să le stăsește. Multul le-a scos în buvete. Te lândiți, va să ai îngătan, și tuti va să ai cuvete. A este, nu le-a dat încat. Și câmpicul va uidiseare, și capul cear cu ți s-a dat. Și tuti va mângâiare, nu s-a îndreg de un oară. Tine teată uidisită, ca hara de-a tăi părință, și tu te hii multul plășită. Tine loc, multă și munță. Cred că v-ați dat seama. Felicitări, doamna Tudora. Felicitări, doamna Tudora. Poezia s-a potrivit perfect profilului Mihaelei. Și pentru că, repet, era fost 23 mai, azi e 24 mai, vreau să vă spun că avem și o zi specială mâine. Această zi specială pe care o avem mâine este ziua de naștere a Mihaelei Sescioreanu. Deci... Am 54, dar nu am avut niciodată o zi mai frumoasă oferită de voi, niciodată.
o spun cu toată inima și așa cum am spus, Dumnezeu face lucrurile așa cum trebuie, copiilor ăștia, le mulțumesc din suflet, mulțumesc tuturor. Nu, nu am cuvinte, eu nu plâng așa ușor. Deci, nici cum mă bătea mama după ce am. Dar să ne așezăm în cadru cu noi, în fotografie cu noi, da? Să facem, da, o fotografie cu tortul și se mai acordă. Vrem să mai ai o amintire din partea noastră, această diplomă titinie, diplomă de onoare, pentru tine, pentru tot efortul tău și pentru dragostea cu care îngrijești oamenii aflați în suferință. Noi limba noastră mă gâșim lună.
să zburăm, ca sfinții fundian împizuim. Noi limba noastră nu adâncim, nu năia și ni să zburăm, ca sfinții fundian împizuim.